Thank you. Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu casele abonaților, exact cum am promis și pe live semul de aseară, episodul cu numărul 20, tocmai ce a sosit după două săptămâni în care nu am postat uh, această serie pentru că nu am avut suficiente case, însă de această dată avem suficiente case, așa că o să trecem să vedem și noi ce căsuțe am primit și înainte de a începe, haideți să dăm și noi cel mai drăguț comentariu pentru acest episod, exact cum am obișnuit, la fiecare început de clip, o să pun câte un comentariu trimis de voi la ultimul clip, cel mai drăguț din punctul meu de Vedere. iar pentru acest episod avem comentariul trimis de către Blue Power și spune în felul următor, tot timpul când postez mă simt extrem de bine, te susțin și te ador în continuare mulțumesc frumos de apreciere și da, haideți să vedem și noi ce case am primit pentru acest episod și m-aș invita să lăsați și voi un like și aștept și comentariile voastre să-mi spuneți care casă din punctul vostru de vedere este cea mai interesantă și haideți să vedem prima casă, iar prima casă este trimisă de către Șerban și spune în felul următor, bună am pregătit și eu o casă în stil Eco se află în Crest, Iar familia se numește Green Sper să-ți placă Sper că am trimis bine salvarea Și să apară toate obiectele Pentru că am folosit și moduri Din păcate nu apar toate obiectele Pentru că eu mai mult ca sigur Nu am acele obiecte Însă hai să vedem ce casă Ne-a trimis Șerbana aici frumos Boom Uuuu Băi arată foarte foarte bine Ba pot să zic că chiar mai bine ca a mea Îmi place foarte mult cum ai pus aici Sus în partea asta Foarte drăguț Foarte foarte interesant Așa uite ți-ai făcut și asta Scara uite ce mișto arată, da, îmi place foarte frumos și grădina. bă e foarte bine gândită casa, chiar îmi place. Ia uite și asta de oliene pe aici, prin partea asta. Îmi place foarte, foarte mult. Chiar e superbă casa. N-am nimic de obiectat la exterior, cel puțin. A, ah, și uite, ușa pusă așa foarte interesant, foarte, foarte interesant. Și haideți să și la interior despre ce este vorba. Avem în partea asta un dormitor, tot este foarte bine amenajat. Uite și aici, iarăși o seră în partea asta. Da, foarte, foarte frumos, amenajat cu stil, tot ce trebuie și terasa asta în partea asta arată foarte bine și îmi place cum mai legat ambele părți dintr-o parte și într alta foarte frumos și aici era și o scară pe exterior superbă este casa chiar îmi place foarte foarte mult e nu pot să cred a uite vei casa în contentul asta foarte frumos deci arată bestial bestial de mult n-am mai văzut o casă așa drăguță fai de mine nu pot să cred ia uite și aerul condiționat la mamă ce mișto îmi place foarte mult și baia în partea asta aici din ce observ eu și avem iarăși aici ceva unde a ia uite asta e de vinuri vezi, doamne. Dar ce mișto a fost făcut astea. E foarte frumos. Ave... Dar ce naiba face asta? Că ăsta eu nu l-am văzut. Ia să-mi spune ce naiba face asta. Asta e la de reciclare, ăsta de apă. Avem frumos foarte bine. Totul este perfect făcut. Arată impecabil și aici am în grădinița asta la intrare. Chiar foarte, foarte frumos. Da, n-am ce să zic de casa asta. Deci absolut nimic de obiectat. În afara faptului că arată foarte, foarte bine și este construită exact cum îmi place și mie. Ai absolut o groază de chestii, atenție la detalii și tot ce trebuie. Iar pentru această casă șerban vei primi de la mine 5 luse plus și aștept să spune și voi în comentarii cum, cum vi se pare casa trimisă de către șerban iar noi haideți să trecem la cea de-a doua căsuță Casa cu numărul 2 este trimisă de către Costina și spune în felul următor, ți-am trimis și eu o casă pentru următorul clip, nu am mai trimis de mult. Casa se află în Strangerville și este locuită de familia Gina, sper să-ți placă. Ok, hai să vedem ce casă ne-a trimis aici Costina, chiar nu ne-a mai trimis de foarte, foarte mult timp o casă. Și în 3, 2, 1, tararara, nu știu că face case foarte drăguțe. Oi leu, oi leu, oi leu. foarte drăguță casa, îmi place. Vreau să te întreb dacă ți a luat uh, expansiunea cu Eco Lifestyle, momentan nu văd nimic aici aici cu Eco Lifestyle, dar îmi place foarte mult cum este făcută pe exterior cel puțin cu chestiile astea cu pomii și toate nebunile chiar arată foarte, foarte bine îmi place ce văd până acum, chiar da, e foarte drăguță ia uite mă lasă și vocea naiba, nu prea îmi place pe aici prin spate cum ai făcut chestia asta sincer să fiu, nu chiar este pe placul meu, pot să zic așa, însă casa cel puțin o salvează foarte mult chestiile astea, deci sunt foarte, foarte bine făcut și aici cum e pusă pe partea asta de munte, chiar arată foarte bine și hai să la interior, boom, ok Ok, bineînțeles, camere super aranjate, mamă cum arată camera asta de copil, voi eu da, foarte drăguță, la fel și baia, frumos, astea puse pe aici, ui, ce drăguție, da, îmi place și pe aici, uite, cu verdeață, da, oi, oh, uite, patru matrimonial, câtă verdeață, câtă nebunie, foarte mișto, foarte mișto, cred că ți-a foarte mult să faci o casă de asta, chiar sunt curios să-mi spui în comentarii cam cât timp pierzi pentru a face o casă de genul acesta și aici mai avem ceva, ok, oh, așa, uh -huh. un balcon de relaxare, îmi place mult balda asta așa cum arată adică doar chestia asta de la baldachin cum ar veni și aici de yoga ok și aici niște scaunele, frumos și partea asta aici hai să vedem partea rol unde avem aici ceva cred laundry și chestii da 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 din ce observ ok avem aici o baie foarte mare îmi place cum ai pus chestiile astea pe aici chiar se văd foarte foarte drăguț îmi place absolut cum sunt puse chiar arată foarte bine deci asta e intrarea în partea asta avem iarăși un dressing din ce observ eu și în partea aceasta aici avem zona de dining în partea partea asta O, wow, iată cu barul asta ce frumos se vede și îmi place cum sunt uh, alese și culorile pentru că se asortează și aici bucătăria, nu pot să zic că e chiar pe placul meu bucătăria, pentru că aia asta foarte modern pe aici, ăsta nu l-aș fi pus, să zic așa totodată dar uh, arată bine și mai avem aici și living-ul, care arată foarte foarte bine, aici se vede că ai făcut o chestie, dar se vede foarte foarte ok așa, și aici ce drăguț este pus cu toate chestiile astea, da, se vede că ai imaginație, imaginația foarte bine dezvoltată, chiar arată super a, și l-ai pus cu spatele, ok, arată foarte bine, casă și intrarea aici, în partea aceasta cu arcada asta arată foarte bine și avem ceva mai jos la subsol? Nu avem. Ok, Costina, pentru această căsuță vei primi de la mine 5 steluțe și vreau să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare casa trimisă de către Costina, iar noi haideți să trecem la casa cu numărul 3. Și casa cu numărul 3 vine de la Iulia și spune în felul următor, casa se află în Brillenton Bay și se numește Little Big House Eco, nu este 100% eco, dar este pe aproape, are casă principală și casă de oaspeți, ok, sper să-ți placă, am lucrat la ea 3 zile, știu că mi-ai spus și pe live stream că ai stat ceva ca să construiești această casă, așa că haideți să vedem și noi ce casă ne-a trimis Iulia, boom, ok, băi, arată foarte bine. Până acum ce văd aici, văd că e pusă în partea asta. Eu nu prea aleg terenul ăsta pentru că mi se pare destul de așa pentru că e foarte jos și tot timpul ai problema asta să-ți miște imaginea și ne-ai spus tu că are casă principală plus o casă de oaspeți, mă gândesc că casa de oaspeți este acolo undeva în spate și haideți să vedem și noi ce se află în partea din fața casei, îmi place foarte mult cum ai pus chestiile astea aici, chiar arată foarte foarte bine și aici avem un dormitor din ce observ eu, care arată foarte bine e utilat, tot ce trebuie și în partea aceasta avem cred o sală de fitness da, și mai avem aici un birou ok, foarte frumos, da arată chiar foarte drăgoț și aici avem un balcon pe partea aceasta și haideți să vedem ce se află și la parter. Boom! Ok, wow, wow! Aici avem zona de laundry. Ok, arată foarte ok și aici avem living-ul, îmi place cum ai pus chestiile astea aici, foarte drăguț, dar arată foarte bine. În partea aceasta bucătăria, astea sunt foarte bine incorporate aici, deci bucătăria chiar arată foarte bine, nu, nu înțeleg de ce se vede chestia asta aici, așa, cred că de la lumină. Și aici avem zona de dining, foarte ok, aici aș fi pus mai degrabă o masă dintr-o dintr singură bucată, n-aș fi pus așa separat, dar este ok și așa, îmi place cum ai pus și asta de bar aici în partea aceasta. Aici avem o baie, dar sus cred că nu aveam baie, nu? Asta să mai mă uit eu dată. Da, de sus nu au baie, cred că trebuia să le faci Și sus o baie totuși, dar acum na, Nu este neapărat musai să faci acest lucru Dar parterul arată chiar și el Foarte, foarte bine și aici Avem casa de oaspeți care pare ceva mai specială, Exact ca și cum ar fi o casă la mare Mă gândesc că aici stau patronii Ca să zic așa și aici cei ca Vin să închirieze casa cum ar veni Dar îmi place cum ai făcut asta aici foarte frumos Știu că e destul de greu să faci chestia asta Să stai să bagi codul ăla Ca să-ți pui geamurile în poziția aceasta dar chiar arată foarte bine. Și aici avem un dormitor, amenajat tot cu tot ce trebuie. Zona aici avem piscina, foarte frumos. Și aici avem o sală ca un fel de living. Aș putea spune că arată în partea aceasta. Dar unde are A, baia este aici. Ok, da, da, da. Am înțeles. Dar arată foarte bine și am văzut aici sus, foarte frumos. Arată chestia asta. Îmi place foarte mult cum ai am amenajat aici. Și văd că ai pus și ceva chestii de astea pentru panouri solare ca arată foarte bine. Iar pentru această căsuță Iulia, vei primi de la mine. 5 steluțe și aș vrea să spuneți și voi în comentarii cum vi se pare casa trimisă de către Iulia. Iar noi haideți să trecem la casa cu numărul 4. Și am ajuns la casa cu numărul 4, este trimisă de către Anca și spune în felul următor. Scuze de întârziere, dar am stat să crească plantele ca casa să fie eco. Îți trimit căsuță, mi-a trimis și o poză aici ca să mi arate exact unde este casa. Se află în orașul Bridlenton Bay și are doi simți drăguți acolo. Haideți să ce casă ne-a trimis Anca, mai ales că și-a a lucrat foarte, foarte mult la această construcție. În 3, 2, 1, bum! Ia să vedem, băi, da! Ia uite ce casă eco, da, arată foarte bine. Ok, îmi place viziunea voie vis-a-vis -vis de casele eco, chiar foarte interesant aș putea spune. A, ah, dar uite că tu ai pus, cum ai pus ăștia de ce eu nu pot să pun pomi în interior. Cum n-ai -ai făcut să poți pune pomi în interior? Ai, ai băgat un cot ceva sau care a fost faza? Ia uite și asta aici, dar nu înțeleg cauciucurile astea ce au cu eco. Poți să-mi spui acolo în comentarii, dar casa arată foarte bine, îmi place intrarea aici, foarte interesant, așa futuristic aș putea spune. Și haideți să dăm și noi ce se află la interior, frumos, cu panouri, tot ce trebuie. Boom. Ia să vedem aici, avem o primă cameră Mamă, da, foarte frumos Chiar arată bine, îmi place și cu șemineu Asta ai folosit obiectele din Eco Lifestyle După care, deci de aici, asta că nu înțeleg care e cursul Trece pe partea asta, mă gândesc, nu? Și ajunge pe aici, intră în partea asta la altă Unde avem o cameră pentru o fetiță, cred ceva Și aici o cameră pentru părinți și o baie Foarte bine utilat, îmi place Până acum ce văd, Iată te și aici vine așa liberă în partea asta Da, foarte frumos Și haideți dăm și la parte ce se află. Ok, aici avem bucătăria în partea asta. Îmi place cum ai pus scaunele. Băi, arată foarte bine. Foarte... Ia uite cum ai pus ăsta aici, drăguț, interesant. Ok, foarte bine amenajat. Absolut tot ce trebuie. Îmi place și intrarea foarte, foarte mult. Ok, deci e o casă care trebuie să umbli prin ea, așa ca să ajungi, spre exemplu, la baie în partea asta la altă. Și a utilată cu tot ce trebuie. Aici vă ai chestiile. Chiar vreau să-mi spui dacă folosești. Da, uite, cred că folosești casa pentru că ai făcut aici ceva. Vă o cheamă Anca Amzulescu. Ok, deci familia. Amzulescu străiește în această casă Și aici avem grădina Uai, dar cum ne-a ți-au crescut mă toate astea Deci mie nu-mi cresc Ce naiba l-ai făcut de ți-au crescut deci eu abia mă chinui să-mi crească și mie trei plante. Deci vă că pe ai puse în interior, dar astea sunt puse în exterior. Ce n-ai făcut, trebuie să-mi spui? Cum de ți-au crescut toate plantele? Ai băgat coduri? Ce ai făcut? Uite și astea pe aici, pomi. Ia uite și în spate că spoma e ai aici și aici. Cum n-ai au crescut? În interior, pentru că dacă îi pun interior nu se pot pune. Ia uite aici că te de, de apă ai. Ok, nu știu, trebuie să mă uit să văd. Aha, aha, ok. Great soil. Asta nu mi-o trebuit și mie oare, dar nu știu ce să zic. Băi, arată foarte bine casa, foarte, foarte bine și avem subsol, nu avem. Ok, da, pentru această casă Anca vei primi de la mine 500 luțe plus pentru că, într-adevăr, este 100% eco, chiar arată foarte bine și cu toată plantația și chestiile acestea. Și aștept să spuneți și voi în comentarii cum vi se pare casa trimisă de către Anca, iar noi haideți să vedem o nouă casă. Și am ajuns la construcțiile trimise pe comunitate, iar prima construcție este trimisă de către Adela din ce am văzut eu acolo. Și haideți din ce casă ne-a trimis, întoarcem ușurel frumos. <fixi> ce căsuță. Ok, arată bine. Chiar arată foarte bine. Îmi place ce văd așa. E foarte spațioasă din ce observ. Îmi place că ai și în spate aici frumos cu piscina. Ai pus și drumul acesta care e ok. Chiar arată foarte bine că l-ai făcut așa ceva mai subțire și nu l-ai făcut exact cât este pătrățelul acela sau o altă formă. Îmi place în partea de sus că ai pus tot cu verde. Chiar arată foarte bine. Nu știu, cred că tu de fapt nu ai expansiunea, însă ai încercat să faci o casă cu lucrurile pe care le ai deja în joc, dar arată foarte, foarte bine. Îmi place și acoperișul este așa deschis și terasa asta foarte drăguță aici poți face o petrecere foarte interesantă a, ah, ba da, ai, pentru că ai uite asta aici acum am observat, ok, mă -aș așteptam să mai pui niște panouri uh, solare și chestii, dar uh, da, ai expansiunea că acum am observat că ai eu, geamurile acestea și haideți de pe etajul de aici avem, frumos avem uh, aici un colț verde în partea aceasta o baie de serviciu cred, aici un loc de relaxare mă gândesc o mică sală de fitness, ok și haideți de că acum avem pe etaj aici, să vedem ce se întâmplă. Bum! Și avem aici un dormitor foarte drăguț. Îmi place că ai astupat toate geamurile, așa să fie mai privacy, foarte interesant. După care avem o baie. Asta aș și pus și o ușă pe partea asta, adică să aibă ieșire și pe hol și în cameră, Dar este ok. Scara arată foarte bine cum este pusă și forma e așa pentru că e ergonomică. După care avem un birou în partea aceasta. Nu este foarte special, dar e bine că l-ai făcut și pe acesta. Vă ca și pentru animaluțe ceva aici. Holul este ok. În partea aceasta avem iarăși un dormitor și cred că este a unui băiețel ceva, pentru că văd că are aici și computerul frumos ca unul de gaming foarte bine în partea asta și aici o sală de producție, ok. Aici ce vrea să zică că este? Tot o baie ceva așa, tot de serviciu mă gândesc și da, hai să vedem și parterul ok, la parter avem aici o zonă de dining unde avem și bucătăria integrată, frumos cu barul acesta și foarte mult verde pe partea aceasta da, arată bine. După care avem holul acesta și aici intrarea cred că ai fi putut pune mai multe lucruri din punctul meu de vedere pentru că e destul de mare holul și ai spații libere. Adică putei să adaugi foarte multe chestii aici în plus. Aici avem iarăși o sală de creativitate și o sală de ping pong foarte drăguță. Exact cum ai pus aici, îmi place foarte mult și geamurile acestea îmi plac foarte mult. Puteți să folosești mai multe obiecte din Eco Lifestyle. Aici văd că e ceva liber, cred că vrea să, să zică că este garajul sau ceva, mă gândesc. Poți să-mi spui în comentarii dacă vezi clipul. Și avem și o mică grădină în partea aceasta, frumos cu asta de animaluțe aici. Da, arată foarte bine casa, frumos cu jacuzzi, este întreținut. Chiar arată foarte, foarte bine. Iar pentru această casă, Adela de la mine, vei primi 4 steluțe plus. Nu ți-am dat 5 steluțe sau mai sus, pentru că mai erau niște lucruri de făcut și puteți să folosești mai multe obiecte din uh, noua expansiune. Dar casa overall arată foarte bine. Și, dragilor, cam acestea au fost casele. M-am uitat pe comunitate și n-am mai găsit altceva. Poate am omis dintre ele. Puteți să-mi spuneți voi în comentarii dacă au mai fost și alte construcții din ICO. Și cu siguranță o să le pun într-un episod viitor. Așa că, da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uita să lăsați și voi un like. Aștept comentariile, să-mi spuneți cum vi s-a părut episodul de azi. Iar în cazul în care mai vreți episoade, rugămintea mea este să trimiteți căsuțe, aveți și tutorial am făcut acum două episoade cred, exact cum trebuie să trimiteți construcția. Iar pentru săptămâna viitoare puteți să trimiteți din nou orice casă vreți voi by default, nu trebuie să aveți o tematică sau ceva, însă cu cât este mai spectaculoasă, ați văzut că primește cât mai multe steluțe Așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate aprecierile, iar până la un nou episod din casele abonaților eu am fost Alex, toate cele bune! Ciao!